Bun găsit, domnilor și domnilor, prieteni ai tenisului, sărbătorim această victorie magnifică a Simonei Halep de la Roland Garros, primul titlu de mare șlem la simplu pentru România după o pauză de 4 decenii de la Virginia Ruzici în 1978. Iată că Simona Halep triumfă din nou pe zgura pariziană la Roland Garros în 2018, un an pe care îl vom ține minte cu toții, o finală cu Sloane Stephens, o finală de 3 seturi, un meci câștigat pe merit, aș zice, de Simona Halep. La fileu cu CTP, Cristian Tudor Popescu este lângă mine. Bine v-am regăsit. O pauză mai mare, dar le promitem ascultătorilor, telespectatorilor, că o să o facem mai des. Aș începe cu o întrebare personală. Ce ați simțit în momentul ultimei mingi a finalei, ca comentați meciul, dar ca om, ca fan, ca iubitor al tenisului, ca un om care a urmărit-o pe Simona în ultimii ani și la victorii și la înfrângeri? Aș începe, Cristi, prin a-ți spune că nu pot să nu mă gândesc acum, în primul rând, înainte de a vorbi de finală, la copiii din spatele nostru, cei care au venit, mulțimea de copii care au venit să joace în această dimineață de după ziua de ieri. Mă gândesc că acești copii au venit la teren altfel decât erau ieri. După ce au văzut acest meci. Vor lovi mingea altfel, vor veni la antrenament altfel după ce au văzut ce a făcut Simona. Ce am simțit eu? După ultima minge. Dincolo de concentrarea comentatorului și ca om. Mi s-a rupt o convingere negativă pe care o nutresc de câțiva ani. Care anume? Și anume că oamenii nu se schimbă. Eu am ieșit din comunism fără să am vreo treabă cu Partidul Comunist vreodată, dar am trăit, până la 33 de ani am trăit în comunism. Și am ieșit din comunism cu o idee că oamenii pot fi schimbați. De fapt, în spatele acestor cuvinte este expresia omul nou. Nu. Da? Că poți să iei niște oameni adulți și să-i transformi în mod fundamental, în ființa lor, să-i transformi în altfel de oameni. Și că poți face asta, iarăși o idee comunistoidă, care era în capul meu, poți face asta prin exemplu personal. Nu prin predici și nu prin constrângeri, nu, prin exemplu personal. Da? Era o povestire din anii 60, o povestire sovietică, Inima de foc a lui Danco, se numea, mi-o amintesc foarte bine, în care o mulțime de oameni trebuie să străbată o pădure întunecoasă, periculoasă. Și acest Danco iese la un moment dat în fața lor și conduce prin pădure. Nu mai au lumină. Torțele se sting și forțele întunericului, monștrii, atunci atacă, ei pot fi goniți numai de lumină. Și atunci Danco își smulge inima din piept, o ține ca pe o torță, inima lui luminează și merge cu ei până îi scoate din pădure, dar după ce ies la lumină din pădure, Danco se prăbușește mort la pământ. Am crezut în această putere a exemplului și după ce am încercat să și aplic asta niște ani, până cu, eu știu, 7-8 ani în urmă, 10 ani, am trecut la convingerea contrarie. Omul nu poate fi schimbat. Ce are în el după vârsta de 12 ani nu se mai poate schimba până moare. Iar eu am fost un dobitoc și un comunist să cred așa ceva. Și am refuzat ideea asta. Simona reușește, iată, acum să
îmi rupă această convingere cu care credeam că o să mor. Pentru că Simona s-a schimbat ca om. Așa ceva e de necră, nu mai este dacă ai, cine s-a uitat la ea tot timpul, în toți acești ani, din 2013, de când a devenit vizibilă, vede cum această fată s-a schimbat în structura ei fundamentală. Anul trecut era fricoasă, ca să nu mai folosesc nu știu câte cuvinte. Nu știa să piardă? Anul trecut, de anul trecut și până acum, a învățat să greșească. Șască. Simona nu integra greșeala în jocul de tenis. Pentru ea greșeala era ceva din afara jocului. De aceea, în clipa în care greșea o minge ușoară sau adversara avea bulan, cum se spune, nu, o minge pe tușă sau un bal. O lua personal. O considera o nedreptate. Tate, pe care o lua personal. Dădea cu mingea, cu racheta de pământ, cu mingea, vocifera către tribună, către Dumnezeu, către banca tehnică. Nu voia să joace tenis cu greșeala în el. Asta este marea deosebire. Deci față de anul trecut, Simona a înțeles, greșeala există în tenis și important este să știi să o faci. Există o artă de a greși. Simona a înțeles asta. Și iată că a reușit acum cu... N-am văzut statistica, câte greșeli neforțate a făcut ieri? Până în 20. Deci, în jur de 20, da? Anul trecut a făcut 10. Da? În vreme ce adversarea... 54. Da. Și a câștigat meciul. 54 de winere și a câștigat meciul. Simona a înțeles atunci că poți să câștigi sau uneori nu se poate câștiga altfel decât asumându-ți un număr uneori chiar măricel de greșeli. Asta este marea ei deosebire, care i-a schimbat și modul de a fi. Are altă atitudine în clipa de față, are, ați văzut ce privire are? Are o privire de superioritate rezultată din sine. Adică ea spune, băi, eu știu ce am făcut cu mine, știu cât am muncit la mine. Ea a muncit asupra sufletului ei, asupra firii ei, asupra unor blocaje pe care le-a moștenit din copilărie, din educație. A muncit enorm asupra lor și munca îi dă acum această siguranță și această superioritate. Mă aflu aici, am câștigat pentru că merit, pentru că eu știu cât am muncit și ce am făcut pentru asta. Ați vorbit despre schimbările ei, să spunem, pe latura umană. Jocul ei cum arată acum față de anul trecut? S-a schimbat cumva? Evident că s-a schimbat și cum? Sigur că s-a schimbat, dar nu în parametrii lui fundamentali. Ea, loviturile acestea le avea ea și anul trecut. Ar fi putut să joace cum joacă acum și anul trecut. N-a putut din pricina acelei bariere mentale, da, care am discutat de atâtea ori. De atâtea ori, da. Celebra nu-și dădea voie, da. Nu-și dădea voie să lovească, da. Nu? Ori, acum, faptul că și-a dat drumul mental a eliberat aceste lovituri din ea. Erau țâșnit din ea, fiele fiind acolo. Un plus, de asemenea, pentru rezistență. În această finală, Martina Navratilova chiar spune acum că motivul real pentru care a câștigat Halep, spunea, este că de la jumătatea setului 2, Sloane Stephens a început să cedeze fizic și și-a dat seama că rezervele lui Halep de fizice sunt mult mai mari, că poate să joace până mâine, în vreme ce rezervele ei se termină. E adevărat ce spune marea campioană, dar nu e singurul motiv și nici măcar nu e principalul, după părerea mea. Principalul este faptul că Simona a jucat la fel. De la, sigur, cei care au văzut meciul, mulți pot să tresară acum și să, cum adică la fel? Da, la fel. În primul set, în al doilea, în al treilea i-a jucat la fel. Diferența de scor a făcut-o Stephens. Care a jucat impecabil primul set. Primul set Stephens a fost supraumană. Acum, sigur, pot să o spun în comentariu, n-am lăsat să se vadă așa ceva. Dom'le, îmi înghețase stomacul când am văzut cum poate să lovească, cu câtă ușurință, cu câtă
forță, ce accelerație imprimă loviturilor, sunetul mă înspăimânta, sunetul mingii plecate din rachetă, sunetul înfundat, ca de proiectil plecat dintr-un aruncător de grenade. Un tenis ofensiv, dar cu o siguranță dezarmantă, fără riscuri majore. Fără, nu căuta exact. Liniile, nu? Nu căuta liniile. Nu era Muguruza. Nu. Eu am fost uimit de felul în care a început Stevens, pentru că nu mă așteptam să înceapă așa meciul. Da, a fost o... Mă gândeam că va risca mai mult. O gândire foarte bună a echipei ei, exact. A antrenorului. Tactic impecabil. A spus, domnule, nu joci la linie. Da. Că uite Muguruza ce a pățit. Da. Muguruza a încercat să joace la linie cu Simona și a bătut-o. Prin urmare, te bazezi pe forță, nu pe lovitură la linie riscantă. Și loviturile au cu marjă de un metru, doi chiar, dar foarte puternice. Le simțeam eu în pancreas când veneau. Cât de greu e să întorci o lovitură care îți vine, cred că a avut o medie primul set de 130 de km pe oră de lovire. Ați avut vreun moment de neliniște că finala s-ar putea, ar putea merge într-un alt fel decât cel dorit? Firește că nu am crezut, adică nu mi-am îngăduit să am atitudinea asta de arogantă, de îngânfare, să spun, bă, Simona trebuie să, o să câștige oricum. Nu, asta nu. Dar ce am fost sigur în fiecare secundă, am fost sigur că ce s-a întâmplat anul trecut nu se mai întâmplă anul ăsta. Că Simona nu, dacă pierde, va pierde pe mâna ei de data asta și nu pe mâna adversarei. Nu va mai lăsa decizia la mâna adversarei. Și asta s-a întâmplat. Simona a avut aceeași atitudine, a jucat la fel, din primul până în ultimul moment, însă am nutrit tot timpul în spate, zic, nu poate să țină asta, nu poate să țină două ceasuri nivelul ăsta supraomenesc de joc. E imposibil dacă Simona rezistă și își menține nivelul de joc și mai ales nu intră în defensivă. Nu intră în defensivă, asta am fost sigur. Simona nu va intra. Ce se întâmplă, știm asta, Cristi, când ești în dificultate, în joc, reacția cea mai... Și mai ales când vii după o perioadă în care ți-ai modificat jocul, ți-ai modificat atitudinea, ți-ai modificat niște lovituri, ai alt joc, când intri în mare dificultate, reflexul corpului și să revii la jocul ăla de dinainte. Ăla, ceea ce n-a făcut Simona. Mai, un joc ăla mai prost, mai puțin productiv, dar care îți dădea siguranță. Da. Băi, nu știu ce să fac, asta joacă foarte bine. Simona n-a făcut asta. N-a făcut pasul înapoi în jocul de dinainte. Da. A rămas în, cum i-am spus încă de anul trecut, al doilea joc. Ăsta pe mâna ei și de aceea a câștigat. Ce s-a întâmplat cu Stevens? Cum explicați? Dacă ar fi să împărțim în finala 6-3-2-0, cam de acolo s-a produs o ruptură în jocul ei. Doar fizic? Dincolo de meritele Simonei, evident. Simona a stat la joc tot timpul. A fost și fizic. A fost și fizic, pentru că Stevens, pe lângă loviturile ei foarte agresive, lovituri de punct, i-a văzut câte greșeli forțate. La un moment dat s-a dat pe ecran această statistică. Forced errors. Forced errors. Nu unforced. Da. Forced. Câte greșeli forțate a comis Simona în primul set? Enorm. Da. Nici o jucătoare în ultimul an, să spunem, nu i-a produs Simonei atâtea greșeli forțate. Neforțate a făcut Simona. A făcut destule la Roma cu Svitolina, drept care am scris ce am scris. Da. Și poate discutăm, discutăm și asta da. La un moment dat. De erau greșeli făcute de ea fără nicio presiune. Trimitea mingea în burta fileului aiurea. Aici au fost greșeli forțate, pentru că presiunea enormă a loviturilor o obliga să greșească. Însă, în afară de acest joc de mare apăsare pe Simona, a făcut și un joc defensiv care m-a lăsat cu falca blocată. Adică mă așteptam, o știam că dă tare, știam că are winner în ea și lovește, dar nu știam că se duce în șpagat de nu știu câte ori, stânga, dreapta și recuperează cu... Ceea ce nu are Muguruza, de exemplu. Nu, nu știe să apere stă în nicio formă, da. Călăreață, da. Stă pe cal, călăreață, da. Nu se duce să-și bage gâtul în zgură acolo, să scoată, niciodată. Ea consideră că trebuie să facă punctul de sus, de aici, că e Muguruza. Da. Și, uneori, îl și faci. Asta e, n-ai ce să-i faci. M-a uluit disponibilitatea și capacitatea ei de a se îngropa, cum spun eu, de a-și murdări ciorapii, de a se murdări până în gât de zgură, în acele alunecări formidabile, cu i-a trimis nu știu câte mingi înapoi, în special cu slice-ul de dreapta,
Simona a trebuit încă o dată și încă o dată să lovească. Aia m-a speriat puțin, am spus, da. Pentru a vorbi de finală, un episod, setul 2, 4-4, 30 egal, a fost un moment important acolo, sau finalul setului 2, poate ultimele resurse ale lui Stevens, vorbeați de atitudinea Simonei, ea n-a făcut pasul în spate nici atunci, a jucat jocul ei, deși era un moment tensionat totuși. Da. 30 egal, 4-4, set pierdut în spate, nu e ușor să joci acolo. Da, dar avea în spate același moment cu Muguruza. Tot 4-4 în setul 2, da. Exact același moment, da? Tot 4-4 în setul 2. Bine, uite cum am zăpăcit acum. Primul set l-a luat Muguruza, nu? Da. La tiebreak, primul set. În care cu Halep? Da, cu Halep, acum. Cine nu, a luat primul set? Nu, Halep. 6-1 a fost așa. Așa. A fost un Kerber tiebreak. Da, cu târgul în curb. Sunt multe meciuri. Am obosit acum, da, am obosit. Sigur, ea a luat primul set și... A fost o situație absolut asemănătoare când așa, avea în spate asta. Adică traversase momentul ăla, trecuse prin câmpul de mine al lui 4-4 cu Muguruza. Și avea în spate pe Noah Halep, de care vorbeați. Noah Halep, care, nu era Halep de anul trecut. Care în momentul de criză făcea pasul în spate și principala ei grijă cu Ostapenko o vreme de un set și jumătate până când a pierdut a fost să pună mingea în teren. Că poate greșește Ostapenko. Și Ostapenko greșea, da. Dar în același timp făcea și winerele alea. Și când ai tras linia, s-a văzut rezultatul. Deci, asta a fost esențial. Faptul că Simona a rămas alta și egală cu ea însăși pe tot meciul. Asta a destabilizat-o și pe Stevens. Pe Stevens, care s-a așteptat totuși la o... schimbare din partea Simonei, să încerce să se apere, să facă ceva. Momentul în care am știut că va pierde Stevens a fost momentul în care a pus o scurtă. În momentul ăla, bineînțeles, iar n-am vrut să spun nimic în comentariu. Scurta aia din lipsă aia de soluție. Aia nu era scurtă tactică, da. Era lipsă de soluție, da. Exact. Nu mai știa ce să facă și atunci a pus-o fără convingere, fără încredere și scurta a pus așa. Întotdeauna se duce în fileu. E o lege supra, o lege metafizică a tenisului, când lovești, când încerci să pui o scurtă și nu ești convins. De ce? Pentru că scurta se pune cu mișcare accentuată, nu cum o pui când n-ai încredere, zici, bă, să lovesc ușor ca să cadă lângă fileu. Nu, se pune cu o mișcare foarte fermă, numai că bine tăiată, nu? Ca să cadă. Ori ea a pus-o... Să fie. Plasă, da, de prins, da, fluturi, da, adică da. Hai să o pun acolo, că nu mai știu ce să fac. Suntem de acord amândoi când spunem că în acest moment Simona joacă cel mai bun tenis din lume la fete. E fără îndoială, e prima în lume, o merită, a câștigat Roland Garrosul. Vă întreb, e cea mai bună jucătoare din lume, nu mai este doar lider mondial. Mondial, exact. Până acum era lider mondial. Mă întreabă unii spectatori ce ar putea să adauge la jocul ei totuși. Pentru că Nadal spunea, ziua în care o să intru pe teren și nu mai am ce să progresez și nu mai vreau să progresez, o să mă retrag. Ce poate să mai pune Simona? Scurtă. Să învețe să folosească scurta când e nevoie. Când e nevoie. Să aibă în panoplie, în arsenal, să aibă scurta. Nu înseamnă exact că trebuie să joace, poți fi meciuri întregi în care nu e nevoie de scurtă, funcție de adversar. Dar sunt momente în care, de pildă, din față îți vine o Stevens de asta care îți dă bum, 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 stânga-dreapta și nu faci față, aia e în transă și n-ai ce să-i faci. Și atunci scurta, bine pusă, este o modalitate de a îi rupe, alea o scoate pe aia din zona de confort, chiar dacă îți face punct. Să zicem că o pui bine, alergă formidabil, îi mai pui 3-4 scurte și respectiva iese important e nu dacă reușește sau nu să-ți facă punct cu contra scurtă. Important este că o pui să alerge și să lovească așa cum nu a lovit în secvența precedentă. O scoți din zona secvență. De confort, exact. Da, exact. Unde că intră, așa se întâmplă la jucătoarele astea mari de hitărițe, când îți dă una, două, șapte, nouă bune, după aia intră în automatism. Buf, 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 buf. Și devin tot mai periculoase. Și devin tot mai periculoase. Și atunci poți să o scoți cu așa ceva. Așa zice că Simona trebuie să-și pregătească și arma asta. Sigur că ar fi bine să aibă și un joc de fileu. Dar aici e ceva mai greu. Eu cred că, adică, ca ea să aibă un volet clasic, de pildă, competitiv, cu care să poată face puncte în momentul ăsta,
îi ia un an, doi, ceva de genul ăsta, pentru că acolo ea n-a lucrat deloc din evoluția ei ca jucătoare de mică, nu a lucrat pe voleu. Pe voleu în timp de meci, de concurs, de meci, de tensiune, da. Că așa la antrenament știe. Îl face, am văzut-o, nu e nicio problemă. Face și slice-ul de rever, e în regulă. Deci n-aș spune să meargă pe asta, dar să-și accentueze jocul cu drive volley. Deci în clipa în care poate de mai multe ori când i-a prins o lovitură bună. L-a făcut de multe ori cu Stevens. Și acum da. Da. Da, deci anul trecut ezita. De multe ori făcea pași înapoi când venea mingea înaltă, după ce îi prindea o minge cu care scotea pe aia din teren, în loc să țâșnească imediat și să vină cu drive volley punct sau punct, ea făcea pași înapoi pe mingea înaltă ălea ca să mai lovească o dată cu pământul și nu cu drive volley. E, acolo cred că trebuie să accentueze și mai mult pentru că îi poate aduce puncte mai ușor câștigate decât să stea, să facă pasul în față, să mai lovească o dată mingea. Acestea ar fi, să zic așa, imediat zonele de perfecționare. Cineva ne întreabă ce o diferențiază pe Simona de celelalte jucătoare de top, și pentru că ne gândim la faptul că ea este singura care stă constant în top 5 în ultimii ani, cunoaște tenisul feminin bine, ce are Simona diferit sau un plus față de Pliskova, de Sharapova, de Muguruza, de oricare, de Wozniacki, pentru că reușește să rămână totuși la un nivel înalt, constant, e singura de 5 ani în top 5. Da, da, sigur că de ce? Pentru că Simona, cu excepția meciurilor în care e absentă de pe teren, există și astfel de meciuri. Cu Svitolina. Cu Svitolina, cum a fost meciul. Și aici putem face o paranteză. Da. Da? Deci, ați făcut o ștrandistă. Ați lumea, făcut o ștrandistă. Da, așa a zis lumea. Așa a zis lumea, până că am făcut o ștrandistă. Ce, de la fotbal veniți la tenis, în general. Așa. Ce să facă și ei? Da. Nici vorbă să o fac. Cum aș fi putut să spun că numărul 1 mondial, știți, sunt cretin? Da. Cum să-i spui numărul lui un mondial că e ștrandistă? Ce înseamnă, da, s-a întrebat cineva ce am vrut eu să spun cu ștrandistă? Nu, s-a preluat că, hai că dă bine. Într-un fel, dă da. Bine. Hai bă, că a zis ăla că da. E ștrandistă. Ștrandist înseamnă amator. Tot. Da? Amator. Dacă stai și te gândești puțin, ce este ștrandistul? Un om care vine la ștrand și, printre alte activități, acolo joacă și tenis. Da? Și de la un astfel de amator, nu te aștept, dacă în ziua aia nu se simte bine, n-are chef sau l-a supărat partenera, ce? Joacă în dorul elei, nu dă minge, că n-aia stă și el pe teren, a plătit terenul, nu? Se duce, vine de la bere acolo, bă, am plătit terenul, hai jucăm, dacă tot e plătit, hai să joc. Dar n-are chef, dă în plasă, dă afară. Deci, asta este o atitudine de amator. Ori eu i-am spus Simone, eu am spus, ești o strandistă, am spus, i-am reamintit că diferența dintre un profesionist și un amator, eu știu, spus Simona, constă și un ștrandist, așa, că n-am spus ștrandist, am spus ștrandist în profesie, constă în faptul că profesionistul, indiferent de starea pe care o are, că i-a murit pisica, că îl doare unghia, că îl doare capul, dacă că intră în accident, teren, domne, a intrat în, poți să nu intri, am spus. Da. Domne, nu mă simt în stare, nu intru și cu asta basta. Cum a fost Sirina Williams cu Sharapova. Exact. Dom'le, eu nu-i reproșez absolut nimic Sirinei Williams. A spus, dom'le, nu mă simt la parametri ca să pot oferi oamenilor care au plătit ca să mă vadă, să le pot oferi un spectacol pe măsură. Nu sunt în stare și a rămas afară în teren. Dar dacă ai pășit în teren, atunci nu mă interesează ce stare ai și cum îți ieși și mai departe. Trebuie să, nu trebuie să câștigi. Eu am început, prima frază din corect. Text era, nu-i reproșez Simonei că a pierdut, îi reproșez că n-a jucat. Vreme de un set și jumătate a fost absentă de pe teren. Ori așa ceva, am spus, nu vreau să văd la Simona. Am spus-o firește din dragostea pe care o port. Normal că dacă nu m-ar interesa, pentru cine interesează, a jucat. Puteam să nu scriu nimic, domn. Da. Da. Care era problema? Nu, că nu-i bine să scrii, știi, la înfrângere. Nu-i bine să scrii, știi, că cumva se repercutează și asupra ta da. Meciul ăla, cum s-a repercutat înfrângerea de la Roland Garros de anul trecut, pe care am comentat-o ca și pe asta. Păi ce-am încasat după aia pe net? Firește, nu compar suferința Simonei cu a mea,
dar mi-am luat și eu porția mea. Deci eu acolo am vrut să-i spun, domnule, așa ceva tu n-ai voie să faci. Da? Te bați, ai doma cui? Ai doma celui pe care te-ai dus să-l vezi înainte de finala cu Stephens. Și anume pe Rafa Nadal. S-a dus în tribună lângă Țiriac să se uite la Rafa Nadal. Și Horia Tecău a spus de ce se duce. Pentru că o inspiră această absolută, deci absolută determinare cu care Rafael Nadal a jucat fiecare minge, fiecare minge, nu exagerez, a carierei lui. De când îl vedem jucând tenis, Rafael Nadal nu a jucat niciun punct, nu a lovit nicio minge fără să pună toată determinarea, toată concentrarea, toată voința lui în lovitură. Ori asta am vrut eu să-i spun Simone atunci și am spus-o într-un mod sever, într-un mod în care, făcându-i o comparație pe care s-o țină minte. Dacă a deranjat-o lucrul ăsta cât de puțin, Cristi, înseamnă că eu mi-am făcut treaba. Pentru că treaba mea, treaba noastră, treaba unui jurnalist este să fie dezagreabil, Cristi. Da. Un jurnalist nu trebuie să fie o persoană agreabilă. Uite, nu știu dacă am spus asta vreodată. Nu. Un jurnalist trebuie să fie dezagreabil. Nu. N-a spus niciodată. Nu, n-am spus. Am spus acum. Trebuie să fii dezagreabil. Am rămas dator cu explicația ce are Simona în plus. Da, ne întoarcem. Da. Ce are Simona în plus face... În afara momentelor gen cu Svitolina, gen cu, cu Mugurusa, anul trecut la Cincinnati. Da. Când iarăși am spus un lucru, am spus și a fost luat și morfolit și așa. Eu am spus, domne, meciul ăsta arată ca și cum Simona, ca și cum ar fi un meci vândut. Bineînțeles, am spus că nu se pune problema să vândă Simona vreun meci în veacul vecilor, am spus foarte clar. Dar ăia de pe net, parcă văd că o să spună asta, că meciul e vândut, pentru că arată atât de incredibil să nu lua aproape niciun punct la un moment dat. Atitudine, era pierdută complet pe teren, nu juca absolut nimic. Așa. Și atunci m-a durut faptul că Simona a comentat asta într-un interviu în care am vorbit și eu și ea la televiziunea română. Da. Și atunci cea care a făcut interviul, doamna respectivă, i-a spus, uite ce a spus CTP. Și ea a apucat să spună, Simona, e rău pentru copii că aud așa ceva. Putea să-mi dea un telefon. Da, a fost o luare nefericită. Să vadă exact ce am spus eu acolo. Nu? N-a verificat și a comentat ce am spus. Și asta m-a durut, că nu a vrut să verifice. Adică n-a avut gândul cum să spună așa ceva CTP. Corect. Nu se poate să spună asta despre mine că am vândut meciul. Deci, în afara unor astfel de momente, Simona are o determinare în joc, o capacitate de a lupta pentru fiecare punct, ea nu cedează, lucrul ăsta îl face din 2013, de când o văd eu jucând. Cu asta m-a și impresionat. Cu asta m-a impresionat Simona, de-aia am spus mangusta. Pentru că făcea dansul ăsta de a retrimite mingi grele, imposibile, cu faza ei de apărare pe care a avut-o din totdeauna, le trimitea înapoi. Deci ea a avut totdeauna un nivel din ăsta... mediu, foarte ridicat de joc. Și știi ce a făcut? În felul ăsta, ca să o spunem pe dreaptă. An de zile, ea nu a pierdut, în general, la cine nu trebuia să piardă. Care poate cea mai mare calitate unui jucător. Exact. Să nu te bată unul mai slab. Nu au bătut-o. Foarte rar. A fost înfrântă de jucătoarele mari, dar, în general, ea a câștigat acolo unde calculul hârtiei spunea, băi, pe asta trebuie să o bați, că tu ești pe locul ăsta și ei pe locul ăsta. Ea a câștigat majoritatea meciurilor de felul ăsta. De aceea a avut tot timpul o poziție de top, în top 10. A avut acest grafic. Alte jucătoare? Nu l-au. Pot să câștige un Grand Slam. Uite, Ostapenko. Și să dispară 2-3 luni. Să o luăm pe Ostapenko. Da. Dar unde e Ostapenko acum, domnule? Dar vorbeam și anul trecut că nu are joc de top 10. Și am spus amândoi. A fost o nebunie atunci. În timp, atunci când era lumea umflată la cap și am spus, domnule, amândoi am spus, domnule, nu e de top 10.
A fost un moment. E un moment. Da. Ea nu reușește să acopere acest rezultat cu prestația ei și cu ființa ei ca jucătoare. Nu e în regulă. Și s-a dovedit în următorul an. Și iată-o în următorul an, a ieșit din top 10, s-a dus unde s-o fi dus, a pierdut aici în primul tur. Suntem cu toții cu gândul la Halep, evident, dar n-aș vrea să încheiem emisiunea fără să nu vorbim puțin și de Mihaela Buzărnescu. Pentru că ce a făcut ea în ultimul an... Aș vrea să mai spun ceva, neapărat, Cristi, aș vrea să spun. Chiar dacă am lungit emisiunea, dar... Dom'le, m-am uitat și eu să văd cine a felicitat-o public pe Simona imediat după meci. Și am văzut. Carolina Plișcova, Muguruza, Petković, Petković, un text minunat. Petković care a spus, toți haterii care zbierau până acum că nu o să iei niciodată un Grand Slam, gura mică, așa a zis Petković. Și Stevens a zis frumos. Și Stevens foarte frumos. N-aș vrea să pierd altcineva, da. Mă bucur pentru ea. Mă bucur că am pierdut la Simona. Kasatkina, foarte frumos. Iată ce înseamnă muncă, perseverență, well deserved. Asta am întâlnit la cele mai multe, Plișcova și toate celelalte, care au spus well deserved, adică e chiar meritat ce ai făcut, rezultatul muncii tale. Era și un fel de recunosc și ele această superioritate. Au recunoscut superioritatea ei. Da, ești cea mai bună în acest moment. Nu am văzut nicio jucătoare româncă. Tu ai văzut, Cristi? Nu, dar e posibil să ne fi scăpat, poate, nu știm. Dom'le, poate i-au dat telefon, nu știu, poate i-au dat SMS. Dar pe Twitter, deci în lume, ar fi preluat public, și presa noastră. Ar fi preluat văzut, și presa. Eu nu am văzut nici o colegă a ei de lot, nici una dintre jucătoarele românce din prima sută care sunt cu ea acolo, nu am văzut-o cu vreun mesaj cât de mic. Și din păcate asta mi se pare o treabă cam românească, Cristi. Și al doilea lucru pe care vreau neapărat să-l spun. Simona este un exemplu de cum se pot câștiga milioane de euro, milioane de dolari, în mod cinstit. Într-o țară în care n-ai loc de milionari, multimilionari, chiar și miliardari, da, în euro și în dolari. Cei mai mulți dintre ei câștigând acești bani prin hoție, în mod necinstit, și a avut loc, odată cu Victoria Simone, a avut loc și un meeting la București de celebrare a hoților. Da? Că asta a fost. Celebrarea, un monument închinat hoților. Ăsta a fost meetingul de ieri, hoților, celor care adună milioanele prin furt. Simona a arătat unei țări întregi, da, dom'le, se pot aduna milioane de euro în mod cinstit, pe calea cea grea, nu cu scurtături, nu cu fițe, nu cu șmenuri, pe calea cea grea, în mod cinstit, prin muncă, iată că se pot aduna milioane de dolari. Adică a dat un exemplu de capitalism adevărat românilor. Mihaela Buzărnescu, pe final, ce a făcut în ultimul an, incredibil, de la plimbări cu Duba prin Europa, să joace la turnee, la un nivel remarcabil. A intrat în top 30. E o poveste de cenușăreasă. Da, hai să zic și aici, e o poveste românească. Da, și asta nu e o poveste fi română. Decât... Unicitate, suntem și noi suntem unici. Noi unici, da. Suntem, iată, unici astăzi prin Simona Halep. Da. Dar suntem și prin Mihaela Buzărnescu, da? Deci, un om care, iarăși, avea tenisul ăsta în ea și acum 10 ani îl avea. Cu accidentări, nu? Care au condiționat cariera. A fost campionul la US Open de dublu când era foarte tânără. Juniore, da. A avut, deci, avea perspective foarte bune de a fi o jucătoare de top și, din vari motive, accidentări. Mai e ceva, când intri într-o vrie din asta, ani de zile, intri și joci pe terenuri de astea unde... Nici iarba nu crește pe margine. Șugulezi vrăbile, iarba pe acolo. Ai seama, terenuri de herăstrău, de astea, de futures, de așa, turnee mici, asta te afectează la cap. Intri, aia e o altă lume. E o lume din care odată intrat, odată ce te-ai înfundat în lumea aia, capeți o mentalitate, un psihic din ăsta de a juca în turnee mici și e foarte greu după aceea să vii să în aerul ăsta aproape irrespirabil al Roland Garrosului. De ce s-a întâmplat cu ea la Roma? Nu?
sau nu, aici, cu cine? Cu Madison Keys. Da. Ce s-a întâmplat cu Madison Keys? Pur și simplu a realizat, ca în desene animate, ai zis, când merge personajul prin aer, peste prăpastie, ajunge la jumate, să uită în jos. Că e în gol și cade. Oh, și cade. Da. Asta s-a întâmplat cu Mihaela. Băi, eu sunt la Roland Garros, sunt pe Filip Chatrier. Da. Eu care mergeam cu Duba până Europa, care jucam cu Mastrantonova din Bulgaria până turneul Pește, așa? Da. Acum, iată, sunt aici. Asta s-a întâmplat. Și a făcut, dacă Simona nu ar fi realizat această performanță istorică, să zicem că o aveam numai pe Buzărnescu la turneu, tu mi-a făcut optimi și sferturi la dublu. Exact. Deci un rezultat extraordinar la primul Grand Slam în care este și ea pe tablou. Nu? Da, fenomenal. Dar povestea e românească. De ce e românească? Pentru că, așa cum a, nu folosesc cuvântul, a dezvăluit, de care mi-e greață. Mi-e greață pentru că și eu sunt pus în draga noastră presă să dezvălui tot felul de lucruri. Mereu dezvălui. Da. Eu nu mai spun nimic, eu nu mai zic nimic, eu dezvălui. Da. Deci tatăl Simonei, tatăl Mihaelei a spus acum, dom'le, am cerut acum un an, am cerut un wild card la turneul ăla de la București. Care e un turneu mic, bine că e și ăla. Că dacă n-ar fi nici ăla, vă dați seama, în țara numărul 1 mondial feminin, nu avem niciun turneu WTA, ei, cât de cât. Un internațional de la ultima treaptă, măcar ăla să-l ai, nu? Deci a cerut și ea un wild card. Și Federația Română de Tenis i-a spus, dom'le, ești prea bătrână, nu-ți mai dăm. Da, s-a hotărât atunci ca cele mai tinere 3 jucătoare să primească, așa s-a hotărât în comitetul director. Asta arată câtă intuiție și cunoaștere a jucătoarei au avut acești domni care i-au refuzat wild card-ul. Da, nu știu cât ar fi zis, cât ar fi spus. Că... Dom'le, dacă te uiți, eu nu am stat lângă Mihaela să o văd jucând, da? Dar... un profesionist care stătea lângă ea n-avea cum să înceteze să creadă în ea. Pentru că loviturile erau, alea le vezi, stânga aia formidabilă în lung de linie, nu? Care se duce, care aduce cu a lui McEnroe, care aduce cu a lui Connors. Deci o lovitură, una dintre cele mai bune lovituri din circuit în clipa de față, nu o avea Cristi? O avea. Da? Avea serviciu, avea și demivoleul ăla de rever, ia mingea foarte repede cu două mâini din față, avea toate aceste lucruri. Deci, dacă le vezi și vezi că are potențialitatea asta, n-ai cum, ca specialist, îți dai seama că tot e o chestiune de psihic și continui să crezi în ea. Ceea ce domnii de la Federația Română de Tenis n-au făcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost CTP la Fileu, o ediție în care am sărbătorit triumful Simone Halep de la Roland Garros. Să rămâneți cu noi, vom avea emisiuni cât de curând. Sperăm ca după final de la Wimbledon să oferim aceleași satisfacții. Simona să ne ofere aceleași satisfacții. Pe curând!